trecut. Nu avem ce să mai facem. Asta este realitatea. Trebuie să privim înainte. Clar că repetăm aceleași greșeli. Pierdem foarte ușor mingea și se vine direct pe fundaș. Cu toate că în prima repriză nu știu dacă a fost penalti. Inter nu a apărut. Și cred că altfel arăta scorul dacă nu scriau în acel penalti. Era un meci echilibrat și cel puțin un rezultat de egalitate puteam scoate. Acum o lună, sau până acum o lună, erați asta numai în primele 6, acum sunteți la doar un punct în fața ultimelor două clasate. Cum e pentru tine așa? Da, bun, e relevant, asta mai... erau trecuseră câteva etape. Nici acum nu pot să zic că e foarte relevant, pentru că mai sunt multe etape de jucat. Plus că va fi play-off-ul, play-out-ul, că este mai greu acum să ajungem în play-off. Trebuie să fim realiști, să nu ne mințim. Așa că capul în pământ, trebuie să băgăm capul în pământ, să ne vedem în continuare de treabă. Ne așteptăm meciuri grele, la Rapid, la Craiova, dar nu renunțăm. Cel mai ușor ar fi să renunțăm. Să continuăm să muncim și sperăm să vină soarele și pe strada noastră, să zic așa. E posibil, ca să nu zic probabil, ca Marius Muldărășanu să fie demis sau să plece în această seară. Din ce știu eu, deja s-a discutat și cu un alt antrenor. Nu este problema mea. Nu știu, eu sunt jucător. Dacă este vina cuiva, este a tuturor. Pentru că aceleași metode le avea și sezonul trecut. Pur și simplu nu avem rezultate. Noi suntem alături de el, suntem cu toți în aceeași oală. Și dacă ar fi să fie cineva, adică toate cum se poate, ar trebui să fim toți dați afară, e clar. Dar în fotbal, antrenorul răspunde, știi și dumneavoastră cum ești. Mulțumesc! Și eu.